O parte din asigurații care au primit deja cardul de sănătate s-au și grăbit să meargă la medicul de familie pentru a valida cardul. Numai că în majoritatea covârșitoare a cazurilor, medicii nu s-au dotat cu cititoare de carduri, așa că documentele nu pot fi validate. Teoretic, prezentarea cardului va fi obligatorie de la 1 ianuarie 2015. Aceasta înseamnă că, pe măsura prezentării la consultații, pacienții posesori de card trebuie să-l aibă obligatoriu la ei, ocazie cu care va fi activat. De asemenea, pacienții vor trebui să știe codul PIN ales, altfel cardul de asigurat se poate. Poate bloca. Reprezentanții medicilor de familie au anunțat deja că nu vor accepta perturbarea activității cabinetelor pentru a activa cardurile pacienților ce nu au nevoie de consultație. Tot în teorie, cardul de asigurat are rolul de a valida consultațiile, internările, eliberarea de medicamente compensate și toate serviciile medicale și farmaceutice din întregul sistem medical care are contract cu CNAS. De la 1 ianuarie 2015, de fiecare dată când vor solicita servicii medicale asigurate de CNAS, pacienții le vor vor primi doar în baza cardului, atât la medicul de familie cât și la orice alt cabinet, spital sau farmacie. Important de știut este și faptul că minorii nu au card, medicii urmând a folosi cardul părinților. Nu se știe însă cum se va rezolva situația copiilor al căror părinți sunt plecați din țară sau dacă părinții sunt neasigurați, ori situația în care copiii sunt instituționalizați. Un alt aspect legat de cardul de sănătate le vizează pe gravidele ce nu plătesc contribuții de sănătate. Acestea vor fi asigurate doar pe perioada sarcinii. Cum medicii nu nu prea se grăbesc să-și procure cititoare de carduri ce trebuie cumpărate pe cheltuiala proprie. Rămâne de văzut dacă, într-adevăr, cardul de sănătate va putea fi folosit efectiv de la 1 ianuarie.